ați venit la păstrăvăria Fiat. Păstrăvăria Fiat este amplasată. Noi o faceți mai bine, după câte înțeleg, sunteți studenți la fotografie. Este amplasată partea de nord al județului, deci la limita de județele Pistrița și Maramureș. Pe lângă Sosteaua Națională 17. Este amplasată pe teritoriul cadastral al Comunei Telciu. Păstrăvăria aparține de Oculus, actualmente, de Oculus Silvic Valea Vinului, din Rod. Din cadrul direcției Silvice Bistrița. La început a aparținut de Oculus Silvic Sălăuța, în urma restructurărilor care au avut loc în cadrul Legii Naționale a Pădurilor, a trecut la Oculus Silvic Năsău, după aia la Oculus Silvic Bistrița și actualmente la Oculus Silvic Valea Vinului din Rod. Păstrăvăria a fost construită între anii 1981-1983. Pusă în funcțiune parțial în 1983, intrată în producție totală în 1985. Capacitatea proiectată la vremea respectivă era undeva de 10 tone de păstră de consum și circa 500.000 de puieri de păstră indigen pentru repopularea apelor de munte din județ și din județele limitrofe. Bineînțeles că între timp s-au mai făcut lucrări de modernizare, am mai construit o păstrăvărie unde facem incubarea și creșterea puietului până la 6 luni și actualmente avem o producție pe cele două obiective, undeva între 35-40 tone pe an, cu tot de consum. De asemenea, mai producem și puie de păstră indigen pentru repopularea apelor de munte, așa cum a fost stabilit prin proiectul de la început, însă actualmente foarte puțin din proprietarii sau administratorii apelor de munte mai au interesul să facă această repopulare cu păstră indigen. De aceea, producția de puie de păstră indigen am redus-o de timp, producem undeva de 200-250.000 de bucăți. Și uite așa am ajuns și în pasul Șetref, la 800 de metri altitudine. La această oră, în pasul Șetref, ninge, ușor, fulguiește. Afară este foarte frig și Jinarsu ne așteaptă. Intrați înăuntru și vom sta de vorbă cu proprietarul. Disponibil care vrei? Da, vezi, Mihai, pe tine te iubesc. Yeah.
Proprietarul pensiunii și rapsod popular. Așadar, stimați prieteni, ați fost astăzi alături de mine la o aplicație cu studenții de la Facultatea de Geografie.